Dragilor, bine v-am găsit astăzi alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog, clinician, psihoterapeut și președinte IFER, Institutul pentru Formare și Educare Relaționară. Și astăzi vorbim despre o temă foarte interesantă. După volumul Copiii adulți ai părinților imaturi emoțional, iată că autoarea Alinsei Gibson revine cu un nou volum în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional, instrumente practice pentru stabilirea granițelor și redobândirea autonomiei emoționale, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Și aș începe pentru că este o continuare a cărții copii adulți ai părinților imaturi emoțional despre care noi am mai povestit cu Daniela Dumitrescu. Daniela, aș începe discuția noastră pornind de la această temă sau de la, de la acest subiect, spun eu, extrem de, de important. De ce ne este odată ajungi la vârsta adultă, de ce ne este atât de greu sau de ce avem dificultăți în ceea ce privește punerea. Unor limite, a unor granițe sănătoase uh, în relațiile cu, cu cei din jurul nostru, cu cei dragi, de ce ne este greu să ne exprimăm sentimentele și să construim până la urmă relații sănătoase cu ceilalți. Mă găsit, Sorin, mă bucur să ne regăsim, iată, pe, pe o continuare a unei cărți despre care, într-adevăr, noi am discutat, o carte foarte foarte interesantă și așa cum și în primul volum autoarea are această calitate de explica într-un limbaj simplu, aparent simplu și aparent uh, simplist uh, mecanisme foarte complexe, iată că și în această carte uh, autoarea reușește să aducă în discuție de data asta parte de vindecare sau, mă rog, cu câteva elemente care pot să ne ajute în vindecarea unei relații cu un părinte imatur emoțional. Ce mi se pare interesant, din capul locului, ea spune că ar trebui să diferențiem între părintele imatur emoțional și părintele abuziv, părintele violent, părintele, adică există un părinte imatur emoțional, nu este neapărat un părinte abuziv, poate să fie, are. Premise pentru a deveni abuziv, dar nu este neapărat un părinte abuziv, ci pur și simplu este un părinte care nu știe cum să se descurce cu acest, acest, această chestie care aportă în viața lui și care este un copil, prin urmare, se descurcă cu ce, ce instrument are la îndemână. Uh, sigur că întrebarea ta legată de limite, uh, dacă ne referim la adulții care au avut uh, părinți imaturi emoționali. Atunci, acești copii învață din relația cu părintele, care nu este, repet, un, un adult consistent și prezent, învață că limitele lui nu contează, învață că el nu este important. Că este mai important adultul, că este mai important să nu mă super pe mine, că este important să faci ca mine, că nu contează ce gândești, eu decid pentru tine. Deci, acest părinte care este cumva autoritar, într-o formă de, de putere care îl minimizează, îl strivește pe celălalt. Și atunci, dacă eu mă maturizez, cresc într-o astfel de relație în care eu nu contez, Sigur că nici ca adult, îmi va fi greu ca adult să, să spun da, dar am și eu nevoile mele, am și eu dorințele mele, contez. Cumva, noi ne așteptăm în relațiile noastre ca ceilalți să-și dea seama de nevoile noastre emoționale, ca ceilalți să facă ceea ce noi avem nevoie pentru vindecare. Evident că nimeni nu este responsabil de vindecarea personală și că Evident, noi va trebui să învățăm să conștientizăm nivelul la care suntem, să conștientizăm dificultățile pe care le avem și să ne asumăm, într-un mod uh, responsabil, procesul de vindecare, pentru că vindecarea este un proces și chiar și în, în, în carte uh, apare această idee de asumare a, a vindecării, a procesului de vindecare. Știu că. Legat de acest subiect al stabilirii uh, limitelor și granițelor sănătoase cu cei din jur, uh, tu vei avea în luna octombrie, dacă nu mă înșel, un curs? Da, mă bucur că pomenești despre asta și îți mulțumesc că îmi dai ocazia să povestesc despre. Surprinzător pentru mine a fost, lecturând cartea de, despre care vorbim astăzi, să constat că acolo sunt câteva recomandări care merg foarte bine cu metoda SP, pentru că și autoarea vorbește despre poziționa cu eu, despre capacitatea de a spune nu, despre cum să refuzăm, despre cum să primim. O lucru pe care noi le promovăm în metoda SPL, prin celei, cei patru piloni relaționale, cerea da primiare, deci am fost bucuroasă să constat că, până la urmă, informațiile converg către, către același stil, și, da, în, în octombrie, pe, pentru Institutul de Formare și Educare Relațională, luna octombrie va fi uh, foarte intensă, pentru că, chiar pe noi, 1 octombrie, voi avea modulul 7 al grupei 3, care este modulul de consiliere, cum să însoțești și cum să fii aproape de cineva care este într-un moment de dificultate. Și pe 15 octombrie am bucuria, curajul și nebunia de a începe o nouă grupă, de a începe o grupă a 4, care deja se anunță o grupă foarte interesantă, pentru că suntem pe ultima asta de metri cu înscrierile, mai sunt doar câteva locuri și Deja văd cum se creează acolo un, un, o grupă foarte, foarte interesantă și abia aștept să povestim împreună și să parcurgem acest drum de dezvoltare, de creștere, de asumare relațională împreună, pentru că va fi un drum absolut fascinant, vom fi împreună peste un an de zile, așa că vom avea timp să stabilim niște relații puternice și cu adevărat mindecătoare. Așa că, da, luna octombrie se anunță o lună densă. Mulțumesc că, că, povestim un pic despre asta. Cu drag. Revenind la, uh, la carte, uh, poate că părintele nostru, deși acum suntem amândoi adulți, uh -huh. uh, pe lângă faptul că uh, noi venim cu această, să-i spunem, încă din copilărie venim cu această știrbire și a stimei de sine, și a unui soi de autonomie individuală, o autonomie personală. Uh -huh. Acum, cu atât mai mult să spunem, și sunt cazuri, că suntem amândoi uh, adulți, da, Părin... presupunem un exercițiu da. de imaginație, că părintele uh, trăiește, sau ambii părinți uh, trăiesc, nu doar unul, continuă să ne trateze, să spunem, ca și cum am fi tot copii neputincioși. Da. Poate da. cu neori cu uneori cu dispreț, încearcă să ne reducă cumva acest simț al autonomiei personale. Ce facem în, în astfel de, de, de situații? E destul de greu de ținut piept unei astfel de relații, pentru că evident că dacă, să spunem că ai un 30 de ani și timp de 30 de ani, părintele, cam asta a făcut cu tine, te-a devalorizat, te-a umilit, te-a pus în situații neplăcute, te-a criticat tot timpul, nimic din ceea ce făceai nu era bine, evident că va continua în același ritm, că asta a făcut 30 de ani. Prin urmare, efortul tău de a te poziționa, de a te impune, de a stabili limitele, va fi cu atât mai mare. Cert este că și autoarea și ea menționează de asta și este una dintre ideile care mi-a plăcut, este ca, ca prin proces de vindecare este această renunțare la iluzia că părintele se va schimba și că vei ajunge la un moment dat să ai poate relația aceea în care uh, să te primească cu părintele deschise, să zică, da, sunt mândru de tine, da, ce copil minunat. Uh, cumva toți copiii cu părinții maturi emoțional fantazează acest moment ideal în care uh, părintele să fie în sfârșit mulțumit uh, și cumva poate un uh, prim proces, o, prima primă etapă în procesul de vindecare este renunțarea la această iluzie a unei relații ideale. În momentul când înțeleg cu cine am de-a face și care sunt limitele celuilalt, limitele părintelui meu și că sunt puține șanse ca el să se schimbe dacă nu intră el însuși într-un proces de vindecare personală, pentru că evident el a ajuns să fie așa, pentru că vine la rândul lui cu o poveste probabil suficient de de dură, de grea, și povesteam noi la un moment dat, Sorin, dacă-ți mai amintești despre acele cupluri de supraviețuire, și, din păcate, mulți dintre părinții noștri, bunicii noștri, vin din astfel de cupluri de supraviețuire, prin urmare, îngrijirea emoțională părea ceva de lux. Și atunci când înțelegem foarte clar ce s-a întâmplat acolo și că părintele nu este împotriva noastră, ci pur și simplu este maximul pe care el poate să-l ofere. La nivelul emoțional la care este, atunci, cu adevărat, pot să încep să mă poziționez față de el la nivelul la care este el, nu la nivelul la care mi-aș dori să fie. Și ca să dau un exemplu, ok, când sigur că este o metaforă și luați-o ca atare, da? să spunem că uh, înțeleg că, nu știu, părintele meu uh, sau poate partenerul meu, pentru că putem să vorbim și de parteneri cu uh, o imaturitate emoțională, dacă înțeleg că partenerul meu este la nivel de adolescent, de exemplu, ok mă gândesc cum mă comport cu adolescent sau dacă, hai să ne gândim cum ne comportăm cu un copil de 3 ani, cu un copil de 3 ani să spunem, da, nu am pretenție de la el să înțeleagă la 3 ani nu știu ce Shakespeare pentru că el nu știe să citească și atunci dacă eu trăiesc cu senzația că într-o zi el va înțelege Shakespeare, atunci eu sunt într-o iluzie, eu sunt într-o așteptare nerealistă în momentul când înțeleg care este nivelul părintelui meu sau partenerului meu din punct de vedere emoțional, mă pot raporta comportamental la nivelul la care este el. Și atunci, mă comport într-un fel cu un copil de 3 ani, da, mă raportez la nivelul lui, explic la nivelul lui și nu am pretenții la nivelul lui, da, de care să depășească nivelul. Așa cum înțeleg, de exemplu, dacă partenerul meu este adolescentin, da, să zicem, ok, ești ca un adolescent care, nu știu, tântește ușa și când nu-i convine ceva, pleacă în camera lui. Iarăși, cum mă comport cu un adolescent? Uh, și atunci este foarte important să-mi să dau seama ca pe un, cam pe unde este din punct de vedere emoțional și eu să mă adaptez uh, la nivelul la care este celălalt. Și nu mai apare această discrepanță între da, dar n-ar fi fost normal ca el să vină. Da, ar fi fost normal numai care are 3 ani. Ar fi fost normal dacă ar fi avut 20. Dar dacă înțeleg că are 3 ani, pentru 3 ani nu mai este normal ce e normal la 20. Pentru 3 ani este normal să mă tăvălesc pe jos și să zic că vreau să mănânc din ciocolata caldă, din castronelul mov. Și haideți să ne gândim că sunt, eu am lucrat într-un cămin de bătrân, după cum bine știți, și aveam uh, momentul de genul ăsta în care bătrânii produceau crize pentru că li se părea lor că porția lor de ciorbă e mai mare o perișoară în plus sau are un Că nu știu ce cartof în plus față de celălalt castron. Ceea ce era evident aberant. Dumnezeu, ai 80 de ani, măsurăm câți cartofi sunt într-o lingură. Ok. Și atunci era clar că nivelul lor de imaturitate era acolo și că cereau atenție în felul acesta, așa cum uh, copiii cer atenție când atunci când sunt foarte mici, făcând tot felul de năzbâtii. Iată că ne trezim că avem părinți care au 60, 70, 80 de ani, care se comportă fix la fel și care cer atenție urgentând lucruri care nu sunt urgente, dar transmit informația de o manieră. Vino acum, e groaznic, e grav, s-a întâmplat, vino imediat. Și te duce acolo, am pățit și eu cu, cu, bunicii mei și mă duceam acolo și nu era ceva urgent, evident, că oricum nu necesita să mă duc până acolo sau lucruri de genul acesta. Și atunci, ok, când înțeleg că el este acolo, în punctul ăla, eu sunt cea care trebuie să mă gândesc, ok, este cu adevărat o urgență, eu trebuie să fac analiza, nu să-i cer lui. Ok, dar nu era o urgență asta. Pentru el era o urgență, pentru că de-aia a sunat. Dar eu sunt cea care, ok, este cu adevărat o urgență, deci eu am o vorbă în, în informare. Cel care are mai multă informație face munca, cel care este mai avansat face munca relațională. Prin urmare, când înțeleg că eu sunt mai avansată și înțeleg asta pentru că, iată, ca și a, ca și copilul unui părinte imatur emoțional, încep să-mi pun întrebări. Din momentul în care încep să-ți pui întrebări înseamnă că ești un pic mai sus, da? În momentul când înțeleg că eu sunt mai sus, eu sunt cel care trebuie să facă munca, să facă eforturi de analiză, să facă efortul de adaptare, să facă efortul de al conține atât cât poate el și cum poate el, repet, fără să aștept. Ca măcar în ultimul moment să înțeleagă faptul că eu nu știu ce și nu știu cum. Niciodată părintele nu o să poată recunoaște o valoare care este peste nivelul lui de competență. Eu nu pot să-mi dau seama cât de genial este un, nu știu, un pianist dacă nu am puțină cultură muzicală. N-am cum să recunosc că el este genial. Mi se pare că este ca toți ceilalți. Așa și părintele meu, dacă este la nivelul ăsta de dezvoltare, el nu poate să recunoască o competență atât de mare, pentru că nu are unde să o recunoască. Un copil de 3 ani nu-și dă seama că uh, fratele lui mai mare de 18 ani este genial pentru că nu știu ce face la sport, pentru că nu are cu ce să înțeleagă. Și atunci noi tot așteptăm ca părintele să-și dea seama că eu sunt genială la pian, Deși părintele nu are nici în în legătură cu pianul și nu-l interesează ce fac eu la pian, dar așteptăm această validare din partea părinților, această recunoaștere, această confirmare, care, din păcate, nu vine și sunt mulți adulți care trăiesc într-un sentiment de tristețe, de nedreptate, de depresie, poate pentru că tot așteaptă și au rezultate foarte frumoase și sunt foarte competitivi și, și au joburi foarte puternice și ajung la. Niște recunoașteri foarte puternice Și părinții nu înțeleg Mamă, uite, sunt directorul companiei în șapte țări Da, mamă, bine Nu înțelege ce înseamnă să fii directorul companiei în șapte țări Și oamenii trăiesc cu um, nemulțumire și cu durere Faptul că, ok, niciodată părintele meu nu o să înțeleagă cine sunt Și nu va veni cu acea recunoaștere pe care eu o aștept Evident Va, va recunoaște nivelul la care maximul la, la care este el Nu, nu, nu poate să recunoască ceva, nu, nu pot să recunoști ceva ce mă depășește Pentru că ne-a obișnuit În prima carte În copiii adulți ai părinților imaturi emoțional, Linsei Gibson Vine și în această carte În vindecarea traumelor Provocate de părinții imaturi emoțional Cu instrumente practice Tocmai okay. pentru stabilirea Acestor limite, granițe uh, sănătoase și pentru redobândirea autonomiei emoționale. Care sunt acestea? Adică cum, cum pentru, pentru cititorul care se confruntă, să spunem, cu această problemă sau cu aceste probleme pe care noi le-am discutat acum uh, și își dorește stabilirea acestor limite sănătoase și își dorește, într-adevăr, această recunoaștere uh, și această redobândire a uh, unui soi de. Independență. Exact. Autonomie uh -huh. și independență uh, personală, individuală. Ce ar trebui să facă? Care ar fi pașii? Um, sigur că uh, Lizley reușește foarte, foarte frumos să condenseze câteva idei și chiar are câteva exerciții, și um, sunt simpatice exercițiile. Sigur că n-aș vrea oamenii să creadă că. Um, sunt suficiente <gângă>, lucrurile de acolo. Adică, pe, pentru mine ca terapeut, atunci când citesc astfel de, de cărtice, cărți, mă rog, nu sunt cărtice, sunt cărți, cu recomandări care sunt, sunt bune recomandările, adică nu, nu e problema problema este că el trebuie să facă parte dintr-un proces, dintr-un sistem. Adică, știi, nu știu cum să zic, nu este suficient să... Să învăț să curăți cartoful ca să poți să fac o ciorbă. Trebuie să știu tot procesul. Cumva cărțile astea oferă bucăți. uite O carte te învață să curăți cartoful, o carte te învață să curăți morcovul, dar uh, toate lucrurile astea trebuie puse într-un într proces. Asta este procesul terapeutic. Cumva uh, și uh, cartea de astăzi oferă abilități de genul acesta, dar ele singure nu o să producă efect. Asta cumva vreau să, vreau să explic. Și sigur că autoarea oferă um, câteva tehnici emoționale, câteva tehnici comportamentale, de exemplu, tehnici emoționale, cum să ți asculți o emoție, cum să lași. Uh, cum să înțelegi ce, ce se întâmplă cu corpul tău într-o emoție, să, să, să rămâi conectat cu, cu emoția ta și să nu te mai lași acaparat de emoția uh, părintelui, imatur emoțional. Și uh, e, e un, 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 un fenomen pe care uh, autorul explică foarte bine: cum uh, emoția părintelui încearcă să acopere emoția ta, adică este mai important felul în care eu mă simt ca părinte, e mai important că eu acum, nu știu, mi-e teamă că s-a stricat frigiderul și trebuie să fiu urgent aici, nu contează că tu ai, nu știu, de mers la copil pentru care serbarea. E mai important să vii acum că, pentru că mie mi-e teamă, emoția mea contează, eu sunt prioritar. Și atunci sunt aceste tehnici în care învăț să delimitez emoția mea de emoția celuilalt și să rămân în contact cu emoția mea. Apoi autoarea vorbește despre o intervenție cognitivistă, ea spune eu, pentru că vorbește despre cum să-ți identifici gândurile, cum să-ți identifici distorsiunile și la tine și la ei, cum să-ți conștientizezi propriul discurs interior, ca să vezi cât anume din discursul tău interior este, de fapt, discursul părintelui pe care l-ai tot auzit și cumva l-ai integrat. Vorbește despre stabilirea unor granițe, a unor limite și dă și niște mici recomandări despre cum să ieși din ideea de, de salvator și povestește despre triunghiul victimă, salvator, agresor și cum rolurile acolo se, se pot inversa despre cum să rămâi în control, dar, repet, sunt, sunt mici, mici insight mici bucățele dintr-un proces care trebuie să fie mult mai amplu și eu a spune, de exemplu, că vei reuși să faci față unui părinte imatur emoțional în momentul când tu devii matur emoțional. Adică atâta timp cât și tu ești imatur, când se, când se întâlnesc doi imaturi emoțional sigur că, iarăși revin la, la metafora cu copii, când se întâlnesc doi copii de trei ani, încep să se certe pe jucării. Ok, cam așa se întâmplă și în aceste relații, când și părintele este imatur emoțional și fostul copil, iată, acum adult imatur emoțional, se întâlnesc, sigur că ies conflicte, cam... Acel conflict să fie mediat de cineva, trebuie să fie mediat de cineva care este un pic mai, mai matur. Deci veți reuși să faceți față părinților imatur emoțional sau partenerilor sau altor adulți, poate să fie un șef, poate să fie altcineva în jurul tău, atunci când tu ești suficient de mult lucrat. De asta spun că e vorba de un proces în care te crești. Ceea ce nu au reușit părinții să crească în tine, te apuci și crești tu, devii propriul tău, Părinte, ca să spun așa, propriul tău adult de competență cu care lucrezi și în care înveți, bucățică cu bucățică. De asta recomand un, un, un parcurs, cum este cel pe care îl oferim noi la, la IFER, un parcurs în care cu fiecare modul, Construim, bucățică cu bucățică, bucățică cu bucățică, și vindecăm și construim abilități relaționale, în așa fel încât atunci când ai de-a face cu, cu o persoană care este invazivă, agresivă, care încearcă să uh, pună stăpânire pe, pe timpul tău, pe, pe gândurile tale, încearcă să te manipuleze, uh, să reușești să, să, să barezi într-o manieră non-violentă toată tot, tot această tot acest vălugă, această avalanșă toxică care poate să vină pe, către, către tine. Și pentru că mi se întâmplă să uh, fac asocieri uh, pe anumite <laughs> subiecte, <asta> se, <laughs> pe anumite subiecte, pe anumite teme uh, de discuție din ce uh, te ascultam, uh, gândul meu se ducea către o altă carte publicată recent uh, în portofoliul editurii Herald. Uh, foarte aproape de subiectul discuției noastre de, de astăzi, și anume cartea lui Pete Walker, PTSD, recuperarea în urma traumei, abuzului sau neglijenței emoționale. Iată, dragii noștri, am vorbit astăzi despre vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional. O carte scrisă de Lindsay Gibson, autoarea cărții copiii părinților imaturi, copiii adulți ai părinților imaturi emoțional, publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Îi mulțumim foarte mult, Danielei Dumitrescu. Noi ne întâlnim la o da. nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Vreau să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!